Bun găsit, dragii telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să fiu în casele dumneavoastră și în această zi de duminică. Încercăm să discutăm în această emisiune tot despre rolul cărților. A mai fost o ediție despre Cartea Creștină. Consacrăm și această ediție cărții creștine. De ce să citim? Încercăm să răspundem la această întrebare. Avem invitat un părinte care lucrează în domeniul cărților creștine și îl salut cu bucurie, părintele Ștefan Lupu, de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, în același timp și profesor. Bine ați venit în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit. Chiar așa, părinte, de ce să mai citim astăzi? Noi vedem că oamenii migrează, tineri, adolescenți migrează spre internet, Facebook-ul, rețelele de socializare în general. Mai e loc de citit? Eu aș porni de la convingerea că omul are în continuare nevoie de o dezvoltare integrală și nu doar parțială. Această cunoaștere intelectuală îl ajută pe el să înțeleagă mai bine sensul vieții sale în această lume, să înțeleagă relația pe care o are cu Dumnezeu, să înțeleagă relația cu celelalte persoane. Lectura este cea care îl ajută și deschide acest orizont. Dacă e să privim de-a lungul istoriei omenirii, s-au făcut progrese enorme în acest domeniu și de aceea să nu fim noi ultima generație care punem punct acestei creșteri. Deci, după părerea dumneavoastră, nu vom pune punct. Nu. Sunt speranțe că... Întotdeauna când mă gândesc la activitatea pe care o desfășor și mă adresez și studenților, le spun că fiecare la rândul său, fiecare generație, e ca frunzele unui copac. Cresc foarte frumos, dar la un moment dat se usucă, cad la pământ și devin îngrășământ pentru alte plante, alți copaci care trebuie să crească. Prin urmare, dacă vedem viața noastră în această perspectivă, cred că avem și o mângâiere că ceea ce facem nu este zadarnic. Lucrați într-o editură, o editură a bisericii, evident, care scoate cărți creștine, care poartă un titlu interesant, Sapiența. De ce Sapiența? În anul 2000, când am înființat această editură în cadrul Institutului Teologic, pentru că au fost multe discuții cum să-i spunem la această editură. Și s-a ales termenul de Sapiența, pentru că face referință tocmai la Hristos, care este înțelepciunea. Avem și tradiția Vechiului Testament, care vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, dar și semnificația latină a termenului, sapida scientia, vreau să spună tocmai această știință plăcută. Atunci când mănânci, ai acest gust plăcut. Și tot la fel am vrut și noi, prin aceste publicații ale noastre, să oferim o hrană plăcută cititorilor noștri. Și care ar fi? Ne-a spus deja că s-a înființat editura după Revoluție, pe scurt, așa, istoria acestei edituri de carte creștină. Sigur, este istoria oficială, care pornește din anul 2000, dar avem în spate și o istorie, să zicem, subterană, deja de prin anii 70, când la institut lucra părintele Ion Ciuraru și l-a înființat o mică tipografie în cadrul institutului pentru publicarea tratatelor necesare învățământului teologic. A cursurilor. A cursurilor, da, cursurilor care erau necesare formării viitorilor preoți. Și pornind de la acea mică tipografie, tot am crescut, până când în anul 2000, conducerea institutului a decis să înființeze oficial această editură, în care să fie publicate atât cursurile, tratatele de teologie pe care le scriu profesorii de la institut, dar și să putem aduce literatură teologică de calitate din străinătate, adică prin traduceri să putem publica și astfel și menirea noastră catolică de a face acest schimb între literatura locală și cea internațională. Și astfel ne-am gândit noi că putem să facem să crească și legătura comunităților noastre cu cele din străinătate în acest schimb cultural, dar să crească și calitatea studiilor la noi. Pentru că atunci când vezi pe cei mari cum lucrează și ce produc, te îndeamnă și pe tine să crești. Avem și imagini legate de activitatea dumneavoastră în domeniul acesta al cărților religioase. Colegii mei din studio vor da asemenea imagini în așa fel încât vor derula pe ecran. Telespectatorii vor avea
ocazia să le vadă Institutul Teologic și cărțile de care vă ocupați într-un mod deosebit. De câte cărți vorbim din 2000 încoace? Din anul 2000 până în prezent am publicat aproximativ 700 de titluri de carte. Sigur, unele mai mari, altele mai mici, dar toate sunt organizate în circa 30 de colecții și sunt dedicate, să spunem, pentru Biblie, pentru studiile biblice, studiile teologice. Avem colecții de spiritualitate, colecții cu viețile sfinților, avem și o colecție cu creștinism în contemporaneitate, avem și o colecție pentru poezie religioasă, pentru istoria bisericii, pentru disertații doctorale. Deci încercăm să cuprindem în publicațiile noastre cam toate sectoarele care se referă la viața bisericii locale și universale. Și care e colecția cea mai mare? Colecția cea mai mare, cred că este Creștinism în contemporaneitate, pentru că aici am publicat multe lucrări din acestea în dialog cu cultura contemporană. Fie traduceri, fie publicații locale, în care încercăm să abordăm și să dăm răspunsuri la întrebările actuale ale societății în care trăim. Și de aceea aici s-au adunat cele mai multe, pentru că am voit să fie un stimulent pentru cititorii noștri să înțeleagă mai bine lumea în care trăim și să vadă care este răspunsul pe care îl putem da noi în calitate de creștini la aceste provocări ale lumii contemporane. Vorbiți-ne un pic cum ajunge o carte în mâna cititorului. Ce se întâmplă de la manuscris sau cum ajunge să publicați un autor și apoi ce se întâmplă pe parcurs până cartea ajunge în raft sau ajunge chiar... E același procedeu, mă gândesc așa, cum este și cu pâinea, nu? Adică mai întâi trebuie să cultivi, să crească grâul, după aceea să-l culegi, să-l dai la măcinat, să faci făină, să pui drojdie, nu? Să-l pui la foc și apoi să crească. Cât privește cărțile, sigur, este mai întâi autorul care gândește, concepe o lucrare, o scrie, fie direct la calculator, fie dacă nu la mână și apoi găsim pe altcineva care să redacteze textul. Apoi este procedura de corectură, trece prin mai multe mâini textul corectat, facem tehnoredactarea, apoi încă o dată o altă corectură și apoi când ajunge bun de tipar, trimitem la tipografie și tipărim în funcție de importanța cărții, un tiraj mai mare sau mai mic și apoi răspândim în diferitele librării cu care noi avem contracte de colaborare. Acesta este, să spunem, un traseu normal. Dar avem și aceste participări la târgurile de carte care se organizează în țară și unde mergem cu producțiile noastre și acolo oferim, sigur, cititorilor tot ce am publicat noi. Ultima participare la un târg de carte a fost Gaudeamus de la București din noiembrie 2017. Acolo am înțeles că ați avut și niște lansări de carte. Da. Da, vorbiți-ne mai pe larg. Da, este un târg important acesta de carte, unde participă foarte multe edituri din țară și ne bucurăm să fim și noi prezenți în calitate de editură catolică, alături de celelalte edituri și să arătăm și noi publicațiile noastre care sunt căutate. Este multă lume care vine, ne vede și cumpără din cărțile noastre. Ce am prezentat la acest târg de carte a fost în principal literatura care se referă direct la Biblie și la studii de exegeză biblică. De exemplu, am aici Evanghelia după Sfântul Ioan, care este traducere și comentariu și care a fost prezentată la acest târg de carte. Apoi am avut alte cărți, de exemplu, despre Biblia pentru tineri. O realizare interesantă a unui grup de la UCAT, este o asociație din Austria, care a realizat această carte cu textele biblice, în special pentru tineri. De asemenea, am mai avut posibilitatea să prezentăm și o altă carte intitulată... Deci mai întâi, ca să spunem că v-ați vorbit despre cartea Evanghelia după Sfântul Ioan, pe care telespectatorii o pot vedea acum, apoi ați vorbit despre cartea aceasta, Biblia pentru tineri. La care are și o prefață din partea Papei Francisc. Cu o prefață din partea Papei Francisc și o carte cu imagini în are o grafică deosebită. Apoi, această carte, iarăși importantă, Ducat, înseamnă ce trebuie făcut, este doctrina socială a bisericii, adresată în special tinerilor, dar nu numai,
în care din nou sunt expuse principiile sociale ale Bisericii Catolice și acțiunea ei socială în această lume. Deci acestea au fost prezentate la București trecut. Da. Ați avut pe unii din autori sau din traducători? Am avut ca invitați pe printre profesor Wilhelm Danke și Șerban Tarciziu, care au prezentat aceste cărți. Din cărțile publicate, care titluri ați dori să le amintiți, care le considerați cele mai importante? Aș dori să prezint mai întâi această carte, Viața lui Hristos, scrisă de Monseniorul Fulton Sheen. Este un episcop american care prezintă viața lui Iisus într-o perspectivă foarte interesantă, de la naștere până la înălțare, și oferă cititorului o meditație adâncă asupra vieții și lucrării pe care a făcut-o Iisus Hristos. De asemenea, tot despre viața lui Iisus, de această dată scrisă de un autor francez, este un istoric, Jean-Christian Ptifis, care are o abordare istorică. El, practic, pornește de la anumite contestări care sunt prezente astăzi când privește existența lui Iisus și vrea să demonstreze pe baza dovezilor istorice, arheologice, literare, că Iisus Hristos a existat cu adevărat și prin viața și lucrarea sa a arătat că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, pentru cei care doresc să aprofundeze credința, aș dori să amintesc această carte, Tweeting cu Dumnezeu, iar se adresează tinerilor, dar nu numai lor, și este scris această carte de un grup de tineri din Olanda, împreună cu un preot, Michel Rămării, care au făcut împreună o experiență de credință. Pentru că acești tineri veneau din familii care nu le-au transmis credința și ei simțeau acest gol în inima lor și au dorit să aprofundeze. S-au întâlnit cu acest preot, a făcut această experiență și au zis, de ce să nu transmitem și altora ceea ce noi am cunoscut? Și astfel s-a născut această carte. Sigur, este Tweeting, de la tweet, un mesaj pe care cineva vrea să-l transmită, și în două pagini este răspunsul la o întrebare pe care cineva și-o pune cu privire la credință, morală, liturgie. Deci inspiră din internet, din... Da, da. Deci să fie ceva actual și apropiat de tineri. Sigur, avem publicații și în domeniul viețile sfinților, pentru că noi suntem convinși că sfinții sunt aceste ferestre prin care ne vine lumina de la Dumnezeu și vrem să arătăm că cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat viu și eficient. Iată, de exemplu, viața Sfintei Monica, o carte care a avut mult succes, este mama Sfântului Augustin și de multe ori prezentată ca un model pentru mamele creștine. Și astfel foarte multe persoane au cumpărat această carte și au citit-o cu mult folos. Și doriți să mai amintesc și o serie întreagă de cărți scrise de Papa Benedict al XVI-lea. Este cunoscut ca un mare teolog, dar și deschis la acest dialog cu lumea contemporană. Și astfel, în această carte, Dumnezeu și lumea, este un interviu pe care Peter Zeewald, un jurnalist german, l-a luat papei și care completează o altă serie de interviuri care au apărut deja și la noi. Este Sarea Pământului. În acea carte se găsesc aceste interviuri. Dar și aici sunt multe lucruri interesante, tocmai în acest dialog cu lumea contemporană. Nu aș putea să mai amintesc și multe cărți de spiritualitate. Și aici aș face amintire la un autor de-al nostru, Părintele Claudiu Dumea, care a fost duhovnic mulți ani la seminar și a scris foarte multe meditații, reflecții spirituale, adresate în primul rând seminariștilor, dar apoi și credincioșilor din comunitățile noastre. Și aici aveți... Și aici aș avea, de exemplu, despre semnul Sfintei Cruci, care vorbește despre valoarea și semnificația acestui semn pe care îl folosesc creștinii, cu titlul În acest semn vei învinge, știm cuvintele pe care le-a văzut scrise Constantin cel Mare când a dat libertate creștinilor, sau în cruce este mântuirea, câteva reflecții despre sensul vieții, al bolii, al bătrâneței și așa mai departe. Sigur, acestea sunt doar câteva dintre titluri. Mi-a zis că ați publicat și cărți de poezie. Mai e căutată poezia astăzi? Mai este. Și... Bine, am publicat poeziile scrise de Sfânta Tereza Pruncului Iisus, apoi am publicat poezii scrise de Vasile Militaru, două volume, sunt opere postume. Am avut șansa să primim aceste manuscrise și le-am publicat. Apoi, dintre autorii contemporani, pot să amintesc
pe Petru Ciobanu, care acum lucrează la Chișinău, Republica Moldova, sau George Nicoare, care este la Baia Mare, sau doamna Mărtișcă de la Pildești, care a publicat mai multe volume de poezii. Sigur, sunt încercări prin care acești autori vor să transmită niște sentimente religioase legate de credința pe care o trăiesc. Dintre toate cărțile care le-ați publicat, pe care o aveți la inimă, într-un mod deosebit? Lucrând direct cu cartea, toate îmi sunt dragi. Așa cum pentru o mamă, toți copiii sunt la fel de dragi. Dar dacă ar fi să fac așa o trecere în revistă, cel mai mult mi-a plăcut atunci când am publicat cartea Introducere în creștinism, scrisă de atunci cardinalul Iosef Ratzinger, actualul papă Benedict al XVI-lea, papă emerit. Este o carte, când studiam la Roma, e prima carte pe care mi-am cumpărat-o într-o limbă străină, în italiană, și am citit-o. Am rămas impresionat de claritatea cu care teologul Ratzinger prezenta creștinismul. Și atunci am zis, când voi avea posibilitatea, o voi publica și în limba română. Și apoi o altă care îmi stă la inimă este o carte scrisă de François Varillon, Bucuria de a crede, bucuria de a trăi, în care acest teolog francez încearcă, după al doilea război mondial, să repropună credința în Dumnezeu. Pentru că știți, mulți după al doilea război mondial s-au întrebat, mai putem vorbi despre Dumnezeu după Auschwitz? Și el, tocmai pornind de la această întrebare, vrea să repropună credința în Dumnezeu și să arate că Dumnezeu era prezent la Auschwitz, nu l-a abandonat pe om. Și îl dă ca exemplu pe Maximilian Maria Kolbe. Iată, Dumnezeu era împreună cu toți aceia de la Auschwitz. Și modul în care el repropune credința și spune că este bucuria de a crede, bucuria de a trăi, este o carte care mi-a rămas la inimă. Din autorii pe care i-ați spus, înțeleg că sunt traduceri din italiană, din franceză. Din ce limbi mai... În general, traducem din limba italiană, din limba germană, franceză, engleză, aceste limbi pe care le cunoaștem și în care s-au publicat diferite studii care ne interesează și pe noi. Pentru că întotdeauna când facem o alegere, ne uităm și la utilitatea pe care o carte poate să o aibă pentru cititorii noștri. Și atunci, dacă e vorba despre exegeză, ne orientăm spre o limbă, dacă e vorba de spiritualitate, spre o altă limbă, sau în funcție de autorii pe care vrem să-i facem cunoscuți cititorilor noștri. Și sunt și autori români, așa cum ne-ați spus de părintele... Da, avem și mulți autori români care, dacă e să pornesc așa de la tezele de doctorat, avem mulți profesori care au studiat în străinătate și am publicat tezele lor de doctorat. Avem profesori români care au scris și au publicat studiile lor în domeniul teologie, Biblie, spiritualitate, dar și autori laici care vor să își facă cunoscute propriile reflexii, gânduri. Le oferim această posibilitate să publice la noi. Dar cum ajunge cartea în mâinile celor interesați? De unde o iau? Cum spuneam mai înainte, avem contracte cu mai multe librării catolice din țară. Apoi avem posibilitatea pe internet, este site-ul librăriei Sapientia, unde se pot face cumpărături online. Apoi sunt târgurile de carte, dar avem și această inițiativă de a merge în fiecare duminică în comunitățile din dieceza noastră și nu numai, și să vorbim despre importanța lecturii, a cărții, astfel mă duc cu colaboratorii mei. Avem caravana culturală și după fiecare liturghie credincioșii pot trece să vadă cărțile pe care le-am publicat și să le cumpere. Și din experiența pe care o aveți, care sunt cele mai căutate cărți? Sigur, în primul rând sunt cărțile de spiritualitate, dar depinde de multe ori și de public. Sunt unii care cumpără cărți de rugăciuni, deci sunt mai mult, alții de spiritualitate, dar sunt care sunt interesați și de cărți de teologie, de exegeză biblică. Pe primul loc pot să spun că este Biblia, după ce a fost tradusă și am publicat-o. A avut un mare succes, a fost prima ediție mai mare, mai voluminoasă, acum a apărut o ediție mai ușoară, să spunem așa, cât privește greutate, dar sigur este completă și consider că este cea mai căutată. După
după aceea vin și celelalte cărți. V-ați gândit și la cărți în format digital? Avem în vedere și acest format, chiar pe site se pot descărca în format de e-book, dar încă nu am dezvoltat chiar la maximum această componentă. Rămâne să vedem acum și cât de mult cititorii noștri sunt atrași de această formă de lectură. Dar cu siguranță pentru noi important este ca ideile să circule și atunci dacă sunt în formă tipărită, dacă sunt în formă electronică, sunt aceleași idei pe care noi vrem să le răspundim și să le facem să ajungă la cititori. Cum vedeți viitorul cărții religioase? Sigur, nu este un timp ușor pentru cartea religioasă, mai ales dacă e să o comparăm cu literatura ezoterică, care prinde din ce în ce mai mult avânt în țara noastră. Însă, deja ne-am creat un cerc de cititori și cred că acest cerc va crește și dacă pofta vine mâncând, cu cât vor citi mai mult, cu atât și noi vom putea să publicăm mai multe cărți. Deci, sunt încrezător că publicul nostru va crește. La ce cărți ne putem aștepta? Ce aveți în pregătire? Ce titluri urmează să vedem? Sunt mai multe titluri la care deja lucrăm. Unele sunt traducere, altele sunt compoziții. De exemplu, pomenit de această colecție, Dogmatica Catolică, este în 8 volume. Noi am publicat 3 volume până acum și urmează să completăm această colecție. Sunt doi profesori renumiți din Germania, Leo Șefcic și Anton Ziegenhaus, Leo Șefcic ajuns și cardinal, și vom completa această colecție. Apoi avem în colecția de studii biblice comentariul scris de cardinalul Ravasi la Cartea Psalmilor. Sunt 3 volume, se lucrează acum din greu la traducere și sperăm să iasă. Apoi o să fie și în domeniul spiritualității o carte tradusă din engleză de James Martin despre spiritualitatea iezuită, ordinul iezuit, care, spune autorul, este valabil cam pentru toate sau aproape toate lucrurile, și multe altele care sunt la rând și așteaptă să vadă lumina tiparului. Ne aflăm spre finalul acestei emisiuni dedicată cărții, rolul cărților, de ce trebuie să citim. Care sunt primele dumneavoastră amintiri legate de cărți? Merg mult în trecut. Știu că eram, cred că în clasa a treia, când am descoperit biblioteca școlii. Era undeva într-o cămăruță, erau câteva cărți acolo, dar știu că am început cu Jules Verne să citesc. Vorbim de anul 73-74. Deci într-o altă epocă. Da. Dar după aceea, sigur, la liceu am citit mult. Însă când am intrat în seminar, la mine în sat era un părinte care, pensionar, la pensie, care mi-a lăsat așa cu un fel de testament și mi-a zis: tu trebuie să te pregătești pentru că sistemul acesta comunist nu o să dureze cât lumea. La un moment dat o să cadă și voi o să trebuiască să scrieți, o să trebuiască să publicați, pentru că în perioada comunistă nu aveam voie să publicăm cărți religioase. Deci tu trebuie să te pregătești. Și mi-a rămas așa, ca un gând sau un testament din partea lui. Și într-adevăr m-am pregătit pentru asta și în timpul anului de seminar, dar și ulterior, încât acum consider că îndeplinesc această promisiune pe care i-am făcut-o, că ne vom ocupa de acest capitol. Stau în fața mai multor cărți, sau să spunem că un telespectator care ne urmărește acum stă în fața mai multor titluri de cărți. Cum să aleagă titlul de carte și oferiți câteva argumente pentru a citi o carte creștină? Consider că o carte este ca un prieten tăcut, care oricând te poate sfătui dacă tu mergi și întrebi, dacă deschizi această carte. Sau poate să fie ca un medicament. Mergi și ei, ai o durere sufletească și această carte te poate vindeca, te poate alina în suferința ta. Sau poate să devină un cadou pe care tu îl faci celuilalt. De aceea, atunci când alegi o carte, trebuie să o alegi în funcție de gusturile tale, în funcție de starea sufletească în care te afli. Și de aceea noi avem o gamă largă de cărți și se poate alege în funcție de dorințe, în funcție de gusturi, de înclinații,
și suntem bucuroși să oferim, să avem o paletă cât mai amplă, cât mai largă de titluri ca să satisfacem toate nevoile. În afară de cărțile la care ați lucrat, aveți vreo carte preferată? Iarăși, aici e greu de spus, pentru că, într-adevăr, am multe cărți la care țin și de care mă despart greu. Și acum, ca să numesc una dintre ele, nu știu, mi-ar fi foarte greu. Toată biblioteca pe care o am acasă, pe care așa alege-o să renunț la ea sau să o pun în prim plan. Toate îmi sunt dragi. Dar ce citește preotul Ștefan Lupu în aceste zile? Nu editorul, preot? Bine, trebuie să citesc mai multe, pentru că am de lucru și cu studenții, trebuie să pregătesc cursuri pentru studenți, trebuie să mă pregătesc și pentru Sfânta Liturghie și pentru catehezele pe care le fac, de aceea lecturile mele sunt diferite. Dar încep de dimineață cu Liturgia Orelor. Deci este breviarul, cartea de rugăciune pentru preot, și aceasta este prima carte pe care o deschid în fiecare zi. Și aici mă întâlnesc cu Cuvântul lui Dumnezeu, mă întâlnesc cu lecturile din Sfinții Părinți și aceasta mă hrănește la începutul zilei. Ulterior, toate celelalte lecturi se adaugă și completează foamea mea spirituală. Vă mulțumesc pentru participare la această emisiune, Părinte Ștefan Lupu. Ați fost cu noi în această emisiune, ne-ați vorbit despre cărți, de ce trebuie să citim, rolul cărților creștine. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, cu alte apariții de cărți, ca să ne vorbiți despre ele. Și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori, că ați rămas cu noi în această ediție dedicată cărții. Sper că am primit răspunsul la această întrebare, de ce trebuie să citim și de ce trebuie să citim o carte creștină. Vă las cu acest gând pe care îl întâlnim în scrisoarea către Romani. Apostolul Paul spune în capitolul 12 la început: schimbați-vă prin înnoirea minții. Înnoirea minții vine din citit și contează mult ceea ce citim, dacă schimbarea dorim să fie în bine. Vă dau întâlnire peste două săptămâni. Până atunci, numai bine!